Aho, aho, copii și frați, acest plugușor a mers la sufletul oamenilor curați, care sunt sigur că i-a stâmpărat puțin așa. Cât privește politicienii despre care aminteai, Sandule, acolo, cei care se simt cu musca pe conștiința lor emanată, să ia ai aminte. Văzut, i-am băgat pe toți, de la Revoluție încoace, de acolo unde la Revoluție încoace, nimeni nu face. Exact așa, nu e unul mai bun ca altul, din păcate. Cei care se simt cu musca pe conștiința politică să își înșușească acest plugușor și să meargă la sufletul oamenilor curați care în această țară după 90 încoa au tot sperat spre luminița de la capătul tunelului. Sandule, ai debutat la vârsta de 4 anișori. Povestește pe scenă. Păi, să o luăm cu începutul. Eu m-am născut în comuna Cărpiniș, județul Timiș, o comună frumoasă, curată, de care mă leagă amintiri frumoase, dar din păcate n-am stat mult în Cărpiniș până în clasa 5-a, deoarece părinții mei, deși au construit o casă din temelie, au vândut-o, nici astăzi nu înțeleg de ce. Dar la Cărpiniș vreau să spun că maica mea, Dumnezeu să o ierte, s-a dus la școală și am reclamat de ce copilul ei la nicio serbare nu spune nicio poezie. Aveai 4 anișori, nu? Da, nu, eram clasa 4. Clasa 4. Clasa 4. Da. Și nu avem nimic cu el, dar e mai timid așa. Și mi-a dat mama de George Coșbuc. Maica mi-a invitat câțiva vecini, niște neamuri, să-și vadă copilul. Am ieșit în fața cortinii, curaj mare, și am strigat, mama! Și am uitat cum încep. Iar mama! Iar am uitat cum încep. Zic, mama! Zice unul, uite-o bă, în primul rând. Zic, seara mă era și am ieșit afară. Lumea a început să rândă, profesorul m-a luat după cap, zice, mă băiete, să știi că ai umor, mă. După care ne-am mutat lângă Gătaia la Șembla cu Mic, o comună care la acea vreme nici curent electric n-avea, nici școală, mergeam 3 km pe jos, ploaie, ninge, la Șembla cu Mare. Am terminat acolo clasa 8-a, după care la școala profesională la electromotor și ca orice tânăr la fotbal. Am jucat la CFR Timișoara, la Pitici, după aia la junior, dar antrenorul mă simpatiza mai mult pentru că îi făceam să râdă pe aia din echipă. Și avea și o glumă pentru mine, ce băi, Sandule, tu ești stâlpul echipei, bă, unde te pun, acolo stai. Și pe vremea aia apăruse televiziunea și era la mod de imitațiile de actori, erau actori mari, mari, Vasile Tomazian, Horea Căciulescu, Demrădulescu, Toma Caragiu, Vasiliu Grigore Bilic. Și era la mod de imitațiile și imitam foarte bine și el m-a băgat la Clubul CFR, deci la 16 ani eu am avut primul contact cu publicul. Și dacă îmi permiți, Vali, mă întorc cu 45 de ani în urmă să spun aceste imitații. Bineînțeles, vocea mi s-a schimbat, dar sper să reușesc să imit. Sunt convins că sunt... Vasile Tomazian. Sărtări, dai că își noroc! Dom'le, ce să vezi? Astăzi vreau m-am dus eu la spital. Dom'le, mi-a plăcut. Eram între neamuri. N-auzi decât sora Velica, sora Ioana. Fiecare cu sora lui, că și avem o soră. Dar într-o duminică vine la cu inspecție și mă întreabă. E, da, sora dumitale unde-i? Păi zic, la mare? E, cine a dat voie? E, cine să-i dă voie? Cum n-ată? Meu. Ce dumnealui medic? Zic, nu, tinichigiu, și cu asta vă spun saltare, taică și noroc. Horia Căciulescu. Domnule, mă la vreo, domnule, anevim mașină, acum mai tare, trage la rătură, parcă filmul să așa se cinjește, așa ar fi, așa ar fi. Demrădulescu. Reclamație. Eu sub semnatul Fane Cărare, frizer la cooperativa Igena, în același schimb cu Vasile Perciun, vă aducem la cunoștință cu respect plus cremă și pudră că unitatea noastră nu și-a realizat planul din decembrie anul trecut când am reușit să tundem 4 bucăți pe motiv recruți armată. Toma Caragiu. Ole, ce să spun, ole? Am fost la director, am fost sigur că am fost, dar când vrea să vină, că vrea să vădă meciul, ce se meiași, ire băbaia mare, domnule, și a căzut cum mă vrea să știi, a căzut, ce să... Vasiliu Grigore Birlic. Doamne, ce-ai avut, domnule, cu băiatul meu, mă, când îți dau una, mă, te scoate pantaloni, mă.
Și la aceste imitații valii l-aș include și pe un mare comic al Banatului, Dumnezeu să-l ierte, care am colaborat foarte mulți ani în tinerețe, este vorba de regretatul Ilie Pistrile din Lăpuș, Nicol Mare. Da, care avea, când apărea pe scenă îmbrăcat în costum popular, autentic din Valea Almajului, avea și o față parcă lovise trenul și da. Scăpase de... Mare comic, da, la vremea aia rupea sălile. Mai întâi și întâine oare vreau să vă povestesc de unde mi zbună oare, cum mă cheamă și cum trăiesc. Mă cheamă Ilie Pistrilă. Sunt în Lăpuș, Nicol Mare, și am 30 de ani de zile. După terminarea școlii profesionale, am avut contract cu Reșița, am venit la Reșița, m-am angajat la Diesel, mai prezis la Cuzineț, acolo te-am cunoscut și pe tine, Vali, ne-am apucat și de brigăzi artistice și... După care drumurile noastre s-au despărțit, dar oricum noi am ținut legătura tot timpul. Da, și am rămas prieteni, da. Adevărat. Și... Ca să fiu sincer, așa cum am spus la început, cea mai mare, cum să zic, realizare pe vremea aia la 18 ani, să apari într-un spectacol când Ana Munteanu devenise o vedetă, trandafir cu creangă în apă. Eu am fost prezentator la 18 ani, am prezentat-o pe scenă și am avut două intervenții umoristice. Și dacă îmi permiți, Vali, iar mă întorc în timp, o 43 de ani, să spun primul monolog care l-am spus eu în fața reșițenilor. Să-l ascultăm. Că la noi în familie momente vesele n-a fost decât atunci când m-am născut eu. Când m-am născut eu prima dată, ca doar nu mai țin minte, mi s-a spus că provin dintr-o familie de mari sportivi. Taică-miu era atlet la 500 metri garduri. În fiecare seară venea beat din gard în gard. De la noi până la restaurant era exact 500 de metri. Frate meu era fotbalist, șutor pe cinste. Din 5 geamuri mai aveam unul. Reducea la geamuri prin handicap și plătea federația familiei de fotbal în frunte cu babacul. După aia urmam eu. La început, taică-mă era de părere să mă dea la box. Zicea că la început o să-mi fie mai greu. 2-3 zile până mă obișnuiesc cu podeaua. După aia o să meargă. Când o să ies de la antrenament, o să zică lumea, uită-l pe vine tu. Dar și-a dat seama că n-aveam talentul de a boxa și aveam talentul de a chiuli de la școală. Că la noi la școală era un doctor care ne dădea motivări. Eu eram primul. Mă duc odată, zic, domn doctor, eu-s bolnav. Îmi întinde mâna, zice, să fii sănătos. Zic, eu nu pot să merg azi la ore, că am înghițit o peniță. Ce scrie cu crionul. Mă duc a treia zi, zic, uitați, domn doctor, eu când apăs aici mă doare. Ce nu mai apăsa, că nu te mai doare. Zic, da, dar eu nu pot să stau nici în picioare. Să uite la mine, ce bă, băiete, mă, e grav, mă, trebuie să te operăm. Păi zic, domn doctor, mie mi-e frică, eu mă operez pentru prima dată. Oh, păi nu-ți fie nicio frică, și eu operez tot pentru prima dată. După ce m-a operat, mă simțeam bine ca la mine acasă, lumea a început să mă simpatizeze, că eu în fiecare zi la ora 12 le spuneam bancul. Râdeau de să țineau de burtă, cine n-avea, ținea pe vecinului. Mai venea doctorul așa din când, din când, ce băiete, ți mai bine? Zic, mai bine, domn doctor, dar știți, nu pot să dorm noaptea și dorm ziua. Să vezi, când am ieșit din spital, a venit doctorul, m-a păpat și mi-a spus, Sandule, ne-ai fost tare drag, să te întorci cât mai curând. Acasă, părinții m-au primit cu aceeași bucurie cu care m-au dat și la spital. Că eu pe ce puneam mâna, reparam. Când s-a stricat frigiderul, eu l-am reparat. Ce că-l folosim și acum? Ținem hainele în el. Mașina de uscat păr, eu am reparat-o. Am încercat la frate. Acum aștept să-i crească părul, să mai încerc odată. Odată la noi masa n-a avut echilibru. M-am apucat cu un ferestrău și hârț, hârț, până am făcut masa mai mică ca și scaunele. Au venit ăia de la muzeu și au vrut să ne le ia, spunând că monument istoric de pe vremea dacilor. Dar eram și tare ascultător. M-a trimis taică-mă după țigări, cum eram în pijama, m-am dus așa, umilisam de noapte. Ce-i cu dumneata în halul ăsta?
Păi zic, eu locuiesc aici aproape și mă duc să iau țigări. Nu zău, ia vine mă ta la post să vă cinești. Mă duce acolo, mă întreabă cum mă cheamă și unde stau. După aia zice, ia stai aici să mă interesez dacă locuiești acolo. Se duce la administratorul blocului și întreabă, domnul administrator, aici locuiește domnul Alexandru Neagu? Administrator obcinstit zice, nu locuiește aici, domnul. Au, vine înapoi, nu știu ce am zis eu, ce a zis el, că s-a încins o bătaie. Dă ele mine, dau și eu să fug. Până la urmă m-am potolit, mi-a dat vreo două carabe, dar n-am mai zis nimic. După aia zice, na, acum să-mi spun unde stai. Păi zic, tot acolo. Să duce din nou la administratorul blocului. Domnul Alexandru, vorbesc foarte serios. Aici locuiește domnul Alexandru Neagu. Păi ce, eu nu vorbesc serios? S-a zis că nu stă aici. Vine înapoi, mai mă face o porție de Simon Templar și după aia îmi dă drumul. Când vin acasă, zice administratorul, să trăiesc, Sandule, hai să-mi dai două beri. Te-a căutat miliția de două ori și am zis că nu stă aici. Da. Alexandru Neagu stă în Reșița, în cartierul din Govândari și acum este în trenul nostru pentru dumneavoastră, dragi ascultătoare și stimați ascultători. Ai făcut multe cupuri pe scenă de-a lungul celor 45 de ani. Cu cine ai făcut cupuri? Da, aș vrea să spun că după tinerețe, la 20 de ani, ca orice tânăr, m-am dus în armată. Aici iar am avut puțin noroc, știi? Un colonel m-a fentat armata. Cam așa, cam așa se spune. Să știi că ultimii invitați la emisiunile mele au făcut armata pe la marină, majoritatea, dar pe țărm. Da. Să uitau după vapoare. Eu am făcut în București, m-au dus la Casa Centrală Armate, unde a fost extraordinar. Participam și la nunț, la ofițeri, dar cel mai mult m-am împrietenit acolo la o nuntă cu regretatul actor Nico Constantin și aveam acces foarte mare la Tănase, la Constantin, da, la Tănase, Constantin Tănase, unde pot să spun, vale, că acolo cam am furat meserie și texte multe. Dar când am terminat armata, Nicu Constantin mi-a deschis ochii și mi-a zis un lucru foarte important. Zice, domnule, geme teatrele de actori, dar n-au texte, să spune. Dacă erai cântăreș și aveai o voce ca Dan Spătară sau Irinalo, nu era, nu suia la nimeni, dar un banc orice actor știe să-l interpreteze. Așa că tu vei căuta, datorită acestui talent, să profiți de treaba asta. Pe mine niciodată nu m-au plătit înainte, când eram tânăr la Casa de Cultură, și m-am căsătorit, cum am venit, a apărut și prima fată, Claudia, și nu mai era rost să mă duc. Dar nu pot să spun că am renunțat la programe, pentru că eram foarte solicitat la petreceri, la debarcaderi, se făceau chefuri de la IJCM, de la Prescom, totdeauna eram invitat, chiar și doctor, profesor, nu mai spun că până și securitatea m-a invitat să spun glumea. Și era să te legeți pe dimineață. Poftim? Era să te lege pe dimineață. Nu, dar am avut întâmplări așa și cu treaba asta. Vreau să spun un lucru, că niciodată nu mă verifica. La petreceri, bun, nici eu nu săream calul să... Dar aveam curajul, când îi aduceam într-o atmosferă așa de râs, să mai arunc câte una pe vremea lui Ceaușescu. Și mi-aduc aminte, a venit o școală de la Ștefan Gheorghiu și au ținut un chef la debarcader și am fost invitat să spun glume. Eram îndoctrinați cu politica lui Ceaușescu și am adus într-o stare de atmosferă, le-a plăcut. Și mă gândesc, ia să arunc una din asta să le meargă la suflet, cu aia și închidă. Da. Zic, domnule, era rând la cartofi, era o coadă de 50 de metri, iese un domn elegant, zice, tovarăș, care ați fost legionar, nu stați că nu primiți cartofi. O plecat vreo 20 de inși, apare ăsta iară după 20 de minute, tovarăș, care nu sunteți membri de partid, nu stați că nu primiți cartofi. Iară după 20 de minute apare, tovarăș, voi sunteți membri de partid, trebuie să înțelegeți, n-avem cartofi. Vă dați seama, au râs să ia de sus sau nebunii, deși erau îndoctrinați cu... Și când a venit de la cheful... Da, da, asta iară o întâmplare. Aici vreau să completez faptul că la chefurile astea foarte mult eram ajutat de unul Ion Lepa, de la marginea, Dumbravă, așa îi spunea lui, un talent extraordinar. Cânta la acordeon, avea o voce... Marginea de Reșița. Da, da, da. Marginea de Neșița. Și aveam și cupluri cu el și ne descurcam extraordinar la o petrecere. Ne completam unul pe altul.
Și ne-a chemat odată securitatea la un chef din ăsta. Am spus glume acolo, mă rog, ne-am simțit foarte bine, am și băut. Și dimineața i-am spus la organizator, domnule, n-am mare rost că ei mai stăteau o zi. Nu-i cineva să ne ducă la Reșița de la Voliuc. Dar în timpul petrecerii era un bucătar care tot după noi, băieții veseli în sus, băieții veseli în jos. Și vă duc eu băieți, nu-i problemă. Bă, ne-am urcat în mașină, pe drum noi eram și puțin afumați și am început că în România nu-i libertate, că stă lumea la rând, până am ajuns eu să dau și în Ceaușescu, că numai el și la televizor. Odată la mijlocul drumului auzim în mașină, alo, sunt dispeceratul 402, cine-i la major de securitate? Aoleu, când am auzit eu cu lepa, galben am fost, știi ce e? Cum a fost petrecerea? Bine, nu știu ce, termina conversație, muți! Îi s-o la curent. La un moment dat, păi, nu mai vorbiți, zicea ceva de, car, e libertate, domnule, ce? Era în galben, nu mai glumă. Parcă a zis că, nu, domnule, e de toate, cine? Când am ajuns, el stătea lepa la marginea, oprește mașina, îi mulțumește lui lepa, mă stau și mă gândesc, înseamnă că eu-s mai greu, că eu am zis de Ceaușescu. Ăsta săracul numai că nu-i dădea lacrimi, bă, să-mi scrii când o coborâ. Mă întreabă unde stau, zic, în dealul Cruci, atunci stăteam în dealul, tu ai fost pe la mine pe acolo. Mă zic, să duce cu mine, să mi-au rămas bun de la nevastă. Bă, le-au coborât de mașină, a dat mâna cu mine, vă mulțumim domnul Neagu. Nici în ziua de astăzi, dar eu am stat o săptămână cu o frică că mă cheamă. Deci și între ei erau oameni extraordinari. Peste tot a fost oameni și oameni, da. Cum sunt și acum oameni, da. Și neoameni, da. Păcate.